un tren de turnada. Trec un tren de turnada. Oameni buni, am dat aici la Basarab de un gospodar. Se numește Șeful. Gelul Șeful. Gelul Șeful, da, da, din Basarab. Un gospodar cu o sumedenie de păsări în ograda lui. Curci? Păsări de curte, păsări de producție, păsări de toate neamurile. Ouătoare și neouătoare. Ouătoare și neouătoare. Da. Nu e frică de vulpe? Fiindcă are un asigurator de geamuri, care vulpea linge geamul și nu poate să intre la păsări să mănânce. Deci un om căruia nu e frică de vulpe, da, și nici păsărilor care îl înconjoară nu le e frică, nu de, le vulpe. E frică de vulpe. De ce? Haideți să vedem. Da. Ce invenție are dânsul aici? Da. Uite, domnul Gelul, Șeful? Au demontat, da, și au făcut din geamurile de acasă, de tocăria care a fost, și am inovat o ascunzătoare pentru vulpe. What's this? Aha! Vulpea bate cu limba în geam. Deci păsările sunt acolo. Exact. Vulpea vine pâș-pâș. Așa. Ca și rata. Așa, și le linge geamul și păsările stau înăuntru. Ea linge geamul. Așa. Având impresia că mănâncă vulpea. Că mănâncă păsările. Păsările. The poultry fancier. Looks like he's taken an interest in our little community. A culinary interest. Păsările stau liniștite acolo. N-au nicio grijă. Da. Da. Ea are iluzia că s-a săturat. Că le mănâncă. Că le mănâncă. Așa. Și ea pierde. Pierde, adică fuge. Fuge că nu are ce să mănânce. Și păsările nu se sperie. Păsările stau aici. Uitați. Da. Păsările probabil îi fac așa. La sâc, 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 da. Pe lângă această minunată invenție, da, domnul Gelul Șeful, da, mai are aici și un cățel. Asta e paza, paza. Haideți să-l vedeți. Paza. Dacă paza. Dacă puneți mâna pe el, eu... Se sperie vulpea de asta? Se duce, nu mai pleacă, nu mai stă. Da, dânsul e... Nonsense, it's just a hunk of wood. Guess that's the end of your stew, Mr. Foxy Loxy. No. Hi. No. Hi. Hi. Oh. Hi. Hi. Siguranța națională a României. Da. Asta e. Da. Păpușa mea de a avut grijă aici de toată suprafața de teren. Da. Așa? Și... Dacă o las jos acum, nu mă intră nimeni în curtea asta. Și dacă nu o lași, intră. Nu, asta dar, dar eu o super, super... Cum se numește? Cățelușa Brandy. Brandy? Brandy, Brandy. Ah, cățelușa Brandy, da, de care fug vulpile. Nu se apropie nicio vulpie. Toate calculate. Dacă n-avea pește, ce făceam? Ia să vedem. Iată, avem aici în portbagaj. Se vede că găinile preferă astfel de cuibar. Ce ți-ai pus aici să nu intre vulpea? Deci, când era prin anul 2000-2001, am pus semințe de tecari. Așa? Să nu înțelegeți altceva, sunt niște arbuști. Arbuști, care arbuști, fac teși, care fac teși, chimpari. Da. Și așa se numesc tecari. Așa se numesc tecari pe limba noastră. Și în 2001, domnul profesor Șeuleanu se mira de ce pun eu semințe de așa ceva. Și
uitați-vă că acum, în 2010, aveți am gardiu. 78 lungime, 78 de metri lungime, de tecari naturali. Asta este ce am vrut să fac și ce mi-am promis. Pui. Cam specii de specii, da. Eu sunt multe și acum, na. Hai. Numai puțin că le arunc niște grâu de acolo și poate prind în mână niște păsări de aici. Știți? Și le prind aceea. Hai, de aprinde imediat, două, trei bucăți, imediat. Aceea a fost viață care a trăit cu viață, care nu... Ia! Hai! De care luăm? De-ai mari, de-ai mici, spune! Hai! Un rățoi de ăsta leșesc, merge! Bagă acolo! Wow, ăsta e rățoi leșesc. Pui, păi nu sunt toate venite. Hai. Păi. Lasă-vă să redeau, să mănânce și cum vorbim. Aici, suntem acum, că este perioada de zi, dar acolo dorm păsările. Aceste găini se urcă și dorm acolo. În dud. În dud acolo. E cam micuț Dudu, pentru acum, multe găini ai. Nu, dar o parte dorm aici în interior, o parte dorm în exterior, aici în dud. Sunt mai gustoase la din dud? Nu că sunt gustoase. Vă spun o altă variantă. Acum mi-am găsit o variantă care o să dau gaură cu un spiral în dud, da? Și să pui viță de vie, să vedeți ce producție fac de viță de vie. Pe dud? Pe dud. Pe dudul în care stau păsările. Exact. Pentru că sunt și găinații. Nu. Dudu, mereu, țuica când o pui în dud, în butoiul de dud, are o anumită... Așa. E, pe parcurs, punând țuică în butoiul de dud, e altă viață. Acum, când termin perioada, dau gaură în dud și implantez o viță nobilă să plece unde vrea. Dudu întotdeauna are apă în el. Dudu. Da. Întotdeauna are apă în el. Și acum punem vin în cană. Da? Da, ia. Cam tare furtunul ăsta, nu prea se îndoaie. Nu, e plumb. Merge. Merge? Merge, Pexal super. Ia, tragem vinul cu Pexal. Oh. Ia. Licoare. A început să se limpezească. Da. Licoare de sticlă. Nu, este cu acest cățeluș am început eu aici ce am făcut până acum. Deci acest cățeluș mi-a adus mie ce am acum. Adică cum? Fiindcă el a avut grijă de vulpi. Să nu fie peste să o strice la ea. Brandy. Ăsta. Brandy, da. N-a avut voie să intre. Mergi colo și strigă, vulpea, să vedem ce faci. Dacă... Strigă, du-te colo. Deocamdată nu e dresată. Să vedem ce reacție deocamdată are Brandy când strigă neagelul vulpea. Vulpea, băi, hai! Ia-uți vulpea, băi! Hai! Brandy! Hai! Vulpea, băi, hai! Hai, băi! Deci, este... Hai, vulpea, băi, hai! Vino cu a. Vino cu apă! Haide!
Vulpe! Vino, bă, coacă, e vulpe, haide! Ea urmărește fiecare fază. Dinner is served! Don't worry, folks. This all turns out all right. Asta niciodată nu mi-a scos pui, fiindcă a fost singur aici de nu a produs pui. Da. Am reținut-o ca să producă decât liniște în curtea păsărilor. Păi și de ce crezi că fug vulpile de aia? Nu știu, are stilul ei de a le depărta. Mă înțelegi? Uite. Deci asta este cea mai bună cățărușă. La rupe lanțul și pleacă pe câmp de vulpi. Pe aici. Crede-mă că cu ei mi-a făcut... Uite. Psychology. Why should I just get one when I can get them all?